Bună ziua din nou, norulății mei dragi, bună ziua dragi părinți. Astăzi este marți. Ieri a fost luni. Am uitat că noi în fiecare zi numeam ziua săptămânii în care ne aflăm. Așa că ieri am uitat, dar astăzi mi-am reamintit să vă spun numele zilei. Este marți. O să vă pun pe pagina noastră de grup un cântecel frumos, mie îmi place foarte mult, sunt convinsă că și voi îl veți îndrăgi, se numește Două mânuțe. Acolo în cântecel veți vedea, veți cunoaște niște lucruri pe care sunt sigură că le știți deja, pentru că și voi aveți cu toții două mânuțe, câte două mânuțe. Veți vedea ce lucruri bune, folositoare, frumoase, magice chiar, puteți face cu cele două mânuțe ale voastre. Eu știu deja, de la grădiniță, multe lucruri frumoase, utile, pe care le faceți voi la grădiniță. După ce ascultați cântecelul, o dată sau de două ori, dacă vă place, o să vă rog să le spuneți părinților voștri ce lucruri bune ați putea să faceți voi acasă, căci acum sunteți acasă cu părinții voștri, ce lucruri bune ați putea să faceți și chiar veți face cu cele două mânuțe. Doar părinților să le spuneți. Pentru mine va trebui să faceți altceva util și care m-ar face foarte fericită, pentru că mi-aș da seama, dacă o veți face, că n-ați uitat lucruri pe care le-am învățat deja la grădiniță. Și anume, mi-aș dori să găsiți în mulțimea voastră de jucării atâtea jucării câte degețele aveți voi la o mânuță. Ați înțeles? Nu vă spun eu câte. Va trebui să numărați degețelele de la o mânuță. Apoi să mergeți să găsiți tot atâtea jucării. Dar mai am ceva să vă spun. Jucăriile nu trebuie să fie de aceeași mărime. Ele trebuie să fie de 5 mărimi. Adică căutați o jucărie mică, 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 apoi una puțin mai mare, una puțin mai mare, până când aveți atâtea jucării câte degete aveți la o mânuță. Și apoi aș vrea pe covor să le așezați în ordine crescătoare. Vă mai amintiți ce înseamnă ordinea crescătoare? Ca să crească orice, trebuie să începem cu o mărime mică, cu cea mai mică. Deci veți alege să așezați prima jucărie din șirul crescător, o veți așeza pe cea care este cea mai mică, iar șirul jucăriilor se va încheia, se va sfârși